Bună ziua, excelențe domnilor ambasadori, stimați autorități, reprezentanții autorităților centrale și cele locale, stimați săteni, dragi prieteni, bine ați venit în primul sat inteligent energetic, localitatea Feștelița, statut pentru care ne-am pus temelia să-l obținem încă din 2013, an în care am semnat Convenția Primarilor pentru Eficiență Energetică de la Bruxelles. Totodată am și întocmit planul de acțiuni privind energia durabilă, plasându-l pe pagina acestei convenții și din acel moment am devenit eligibili pentru a aplica la proiecte în cadrul acestei convenții. Datorită faptului că Uniunea Europeană în 2017 a lansat un apel de propuneri de proiecte pentru țările parteneriatului estic, anume pentru cei care au semnat Convenția Primarilor pentru Eficiență Energetică de la Bruxelles, Primăria Feștelița, având aceste eligibilități, în parteneriat cu Fondul de Inovații Sociale din Moldova, a depus aplicația respectivă. A fost marele noroc să fim selectați și iată pe o durată de 3 ani, practic, am implementat acest proiect ambițios, proiect care între timp a mai adus și alte proiecte adiționale, pentru că ne-am pornit inițial de la un buget de 800.000 de euro, iar acum, la acest final, bugetul total al tuturor tipologiilor puse în aplicare pentru localitatea noastră a depășit suma de 1 milion de euro. Evident că în spatele acestor activități stă foarte multă muncă, dar oportunitățile pe care ne le-a creat Uniunea Europeană și Convenția Primarilor au fost de bun augur pentru a ajunge în acest moment în care criza energetică bântuie în zona noastră. Iar noi tocmai suntem pregătiți, o localitate mică, dar pregătită pentru depășirea cu succes a acestei crize energetice. Probabil v-ați și documentat cu aceste tipologii, care unele din ele o să aducă bani în plus la bugetul local, iar altele o să economisească resurse care ulterior vor fi îndreptate sau redicționate la realizarea altor măsuri, pentru că banii în buget nu sunt atât de mulți. În special, localitatea noastră este o localitate săracă. Vreau să vă zic că sunteți oaspeții într-o localitate în care mediul economic este destul de slab dezvoltat, iar impozitele pe proprietate și cele pe bunurile imobiliare sunt destul de mizere și nu acoperă nici pe departe strictul necesar al întreținerii instituțiilor publice. Cu atât mai mult că în ultimii ani au fost renovate instituțiile publice, iar cheltuieli pentru întreținere au crescut pentru a asigura durabilitatea acestor proiecte. Ne aflăm într-o încăpere care de asemenea a fost renovată în 2009 cu fonduri ale Uniunii Europene. A fost cota de 90% la 10%, 90% de la Uniunea Europeană în cadrul programului de vecinătate România-Moldova. Am avut în acel moment parteneri Primăria Perien-Vaslui și Primăria orașului Bucegi în Botoșani. Schimbul de activități culturale ne-a remarcat practic în toată lumea, iar ceea ce am făcut la Casa de Cultură a fost cartea de vizită pentru toate proiectele care le-am atras ulterior. Să știți că primul proiect, adică l-am permanent unde am mers după finanțări, am mers cu acest proiect, că am avut și un audit internațional și am avut calificativul destul de bun în rezultatul acelui audit. Vă zic încă o dată bine ați venit și o să rog reprezentantul guvernului, dacă a sosit, nu știu, n-am sesizat, dacă este cineva, atunci, în atenția dumneavoastră, vreau să invit pe domnul ambasador al Uniunii Europene să vină cu o adresare în acest moment de frumoasă realizare pentru noi, pentru raionul nostru
și cred că și pentru Republica Moldova. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Bună ziua, dear Mayor Tudorian, sorry, I'm wrong with the name, dear President of the Region, dear Ambassador, ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I'm here today for the inauguration of the new Center of Excellence in Energy Efficiency in the town of Pestelița. Bună ziua. Funcționează? Bună ziua, domnule ambasador al României, domnule primar, domnule președinte de raion, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Este o adevărată plăcere să mă aflu aici astăzi la inaugurarea noului centru de excelență în eficiență energetică în orașul Feștelița. I am proud to witness the significant results achieved with European Union support, and I would like to thank and congratulate the local authorities, all the project partners and in particular the citizens of Pestelița. Sunt foarte mândru să mă aflu aici și să fiu martor la aceste rezultate atât de importante realizate cu susținerea Uniunii Europene și vreau să mulțumesc și să felicit autoritățile locale, toți partenerii proiectului și în special cetățenii Pesteliței. The EU has contributed 500,000 euros to the creation of this Center of Excellence in the Republic of Moldova. This will display the importance of investing in energy efficiency and renewable energy to address climate change. Uniunea Europeană a contribuit cu o sumă de 500.000 de euro la crearea acestui centru de excelență în Republica Moldova și prin asta demonstrează încă o dată importanța investițiilor în eficiența energetică și energie regenerabilă pentru a aborda problema schimbărilor climatice. This comprehensive support demonstrates the importance of energy efficiency in the refurbishment of buildings. It also demonstrates the great convenience of producing green and renewable energy with photovoltaic energy. Această susținere comprehensivă vine să demonstreze importanța eficienței energetice în renovarea clădirilor, de asemenea și cât de bine și convenabil este să produci energie verde, energie regenerabilă, utilizând tehnologii fotovoltaice. It is even more important that the actions implemented under this project have strong local leadership and ownership, since they are stemming from the Pestelița Sustainable Energy and Climate Action Plan under the Covenant of Mayors in the Eastern Partnership Region. Este foarte important să menționez faptul că autoritățile locale își asumă un rol de lider și de proprietar, dacă vreți, în acțiunile și activitățile implementate sub egida acestui proiect. Astfel încât toate aceste activități izvorăsc din planul de acțiune în domeniul climei și a energiei sustenabile a orașului Feștelița în cadrul pactului primarilor care respectiv a fost semnat în cadrul parteneriatului estic. It is clear to everybody now, or it rather should be clear to everybody, how urgent it is to limit climate change negative impacts on citizens' lives and to make society overall more climate resilient and carbon neutral. Este la moment absolut clar pentru toată lumea cât de important este să limităm impactul negativ al schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și să transformăm societatea în general în una mai rezilientă la schimbările climatice și mai neutră din punct de vedere a emisiilor de carbon. And the European Union is the front runner in promoting environmental sustainability and addressing climate change. We have already set a clear vision for Europe to become the first major economy of the world to go climate neutral by 2050. Uniunea Europeană este un lider atunci când vine vorba de promovarea sustenabilității de mediu și abordarea problemei schimbărilor climatice. Și deja a stabilit o viziune clară pentru întreaga Europa ca aceasta să devină promotor în ceea ce privește atingerea unui statut neutru din punct de vedere climatic până în 2050.
And to achieve this very ambitious goal, the European Green Deal aims at transforming environmental challenges into growth opportunities, where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050, and where the economic growth is decoupled from resource use. Pentru a obține acest obiectiv ambițios, deci Green Deal european țintește spre transformarea provocărilor de mediu în oportunități de dezvoltare, astfel încât să nu fie emisii a gazelor de seră până în 2050, deci această cifră să fie redusă la zero, iar dezvoltarea economică să nu fie legată de utilizarea de resurse. And when it comes to the cooperation between the European Union and the Republic of Moldova, the association agreement is the basis for working on our shared efforts to have a greener and long-lasting sustainable development. Iar atunci când vine vorba de cooperarea între Uniunea Europeană și Republica Moldova, acordul de asociere între UE și Republica Moldova joacă un rol important în eforturile noastre comune spre o dezvoltare verde și sustenabilă. Over the last decade, the European Union has allocated for the Eastern Partnership countries, including the Republic of Moldova, about 600 million euros for actions related to environment, climate, energy efficiency and renewable energy. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a alocat pentru țările parteneriatului estic în jur de 600 de milioane de euro direcționate spre activități legate de mediu, de climă, de eficiența energetică și energie regenerabilă. But I would also like to stress that savings from the implementation of such initiatives equal to more resources available for further investment and development of the communities. And Festilița, I think, has shown how good example it can be. De asemenea, vreau să subliniez că economiile făcute în urma acestor inițiative înseamnă mai multe resurse disponibile pentru investiții direcționate spre dezvoltarea comunitară. Și Festilița este un exemplu perfect în acest sens. I would like to thank the mayor of Festilița and the whole team who were implementing this project for their excellent work in working on it and for their cooperation with the EU delegation. Aici vreau să îi mulțumesc primarului de Festilița și întregii echipe a dumnealui și a echipei proiectului pentru un lucru excelent depus în implementarea acestuia. I would also like to thank the colleagues of the support team from the EU program Covenant of Mayors Sustainable Urban Demonstration Energy Project, which greatly helped in the implementation of the project. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor din echipa de suport a programului UE Pactul Primarilor, deci proiecte în ceea ce privește demonstrarea potențialului energiei sustenabile, care a susținut implementarea deci acestui proiect în Festilița. People of Festilița should be proud of your own achievement, because this is your achievement collectively, and in particular the ownership that has been demonstrated in this project, because it is a success story that confirms the importance of engaging with local communities for a green transition. Și oamenii din Festilița trebuie să fie mândri de succesul acestor proiecte, pentru că acesta este un efort colectiv și aici a fost implicată comunitatea, și anume prin acest proiect s-a demonstrat cât de bine se poate atinge succesul unui proiect atunci când responsabilitatea este asumată de toate părțile, inclusiv și de comunitate, în eforturile spre o tranziție verde. But I think you can be also proud of yourselves as citizens of the Republic of Moldova, because with every lei saved, with every energy piece that has not been spent because of energy efficiency measures, you are making your own country stronger, less dependent on outside sources, and freeing up resources for your own development.
Și de asemenea trebuie să fiți mândri în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova că ați contribuit la realizarea acestui proiect, pentru că fiecare leu economisit atunci când vine vorba de eficiență energetică înseamnă o țară mai puternică, înseamnă o țară mai puțin dependentă de resursele din exterior și înseamnă posibilități mai mari de dezvoltare în diferite direcții. So I hope that other communities will learn from your experience and will implement similar projects elsewhere. Respectiv, sper că alte comunități din țară să învețe din experiența dumneavoastră și să implementeze proiecte similare în alte regiuni. I would also like to highlight that this project has been the catalyst of additional investments, both from local sources and international organizations. So this is one example how EU can attract additional support from outside. De asemenea, vreau să subliniez că acest proiect a fost un catalizator pentru atragerea altor investiții, investiții locale, precum și investiții de la partenerii de dezvoltare la nivel internațional. Respectiv, este un exemplu perfect a modului în care Uniunea Europeană contribuie la atragerea resurselor pentru dezvoltare. And therefore I would like to thank in particular the ambassador of Romania for the excellent cooperation and the synergies that has been developed in this project. Aici vreau să-i mulțumesc domnului ambasador al României pentru susținere și pentru o excelentă sinergie în cadrul acestui proiect. So this demonstrates that the Team Europe approach delivers tangible results for the citizens of the Republic of Moldova and brings better quality of life and preserves healthy environment for future generations. Asta ne demonstrează că echipa Europei sau Team Europe ajută la atingerea rezultatelor tangibile pentru cetățenii Republicii Moldova și contribuie la un nivel mai înalt de viață a cetățenilor, precum și la un mediu sănătos pentru generațiile viitoare. So I would like to conclude by strongly encouraging you to support and join the efforts of the EU in fighting climate change. In the month of October, we are marking the EU Climate Diplomacy Week and the EU Energy Week. And this event is part of these efforts to increase awareness on climate and energy related aspects. Thank you. Și în final vreau să vă încurajez pe toți ca să contribuiți și să vă uniți eforturile, să vă alăturați Uniunii Europene în lupta cu schimbările climatice, iar octombrie este luna în care marcăm deci diplomația climatică de către, deci este săptămâna diplomației climatice marcată de către Uniunea Europeană, precum și tot în octombrie sărbătorim săptămâna energiei, astfel încât aceste evenimente sunt parte din eforturile noastre pentru a sensibiliza populația cu privire la schimbările climatice și aspectele conexe acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, excelență, domnule ambasador. Pentru noi, să știți că nu doar finanțările pe care le primim în cadrul proiectelor de dezvoltare sunt importante, pentru foarte mulți primari, pentru că cunosc istorii de succes în Republica Moldova, foarte multe, cheia succesului a constat în stagierile făcute peste hotare și special în România. Trecerea Prutului a adus foarte multe practici de succes în satele noastre. Acolo am văzut și proiecte de eficiență energetică, am văzut proiecte care au dezvoltat comunitățile rurale din România și au fost modele perfecte pentru noi și în special principiile de administrare locală le-am preluat tot de acolo. De aceea îl salut încă o dată pe domnul ambasador Daniel Ioniță al României în Republica Moldova și îl rog să ne încurajeze cu un cuvânt de salut. Your Excellency, the Ambassador of the EU Delegation, domnule primar, domnule președinte de raion, onorată asistență, este o onoare și o plăcere pentru mine să vorbesc astăzi aici în fața dumneavoastră cu acest prilej extrem de important pentru comunitatea dumneavoastră. Vorbind imediat după ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, reprezintă o provocare și o oportunitate în același timp. O oportunitate
de a reitera faptul că sunt pe deplin de acord cu cele expuse pe larg de domnul ambasador atunci în ceea ce privește atunci când a vorbit despre eficiența energetică, despre energii regenerabile, despre cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene și Uniunea Europeană în ansamblu în dezvoltarea proiectelor pe platforma Team Europe, proiecte care sunt destinate până la urmă dumneavoastră, cetățenii Republicii Moldova, pentru că dumneavoastră sunteți, dacă vreți, eroi acestei zile. Intrând la dumneavoastră aici, în acest foarte frumos edificiu, am văzut statuia lui Ferdinand I, reîntregitorul. Și nu am putut să nu mă gândesc la ce spunea Ferdinand când se referea la educație, când se referea la necesitatea construirii unor școli, construirii unor edificii. Spunea că zidurile sunt importante, dar ce este cel mai important sunt oamenii care de fapt însuflețesc acele ziduri. Și cred că astfel de proiecte, pentru că am participat la mai multe proiecte astăzi, am vizitat o grădiniță care a fost renovată cu fonduri de la Guvernul României, grădiniță care ulterior a fost modernizată și eficientizată energetic cu fonduri de la Uniunea Europeană, am participat la inaugurarea unui parc fotovoltaic, suntem aici în centrul Casa de Cultură, care de fapt și a fost modernizată energetic printr-un program finanțat de Uniunea Europeană pe platforma de parteneriat dintre România și Republica Moldova. Și toate aceste lucruri cred că demonstrează pentru dumneavoastră câteva aspecte esențiale. 1. Cheia succesului constă în cooperare. Dacă vom coopera, vom reuși să facem împreună lucruri în folosul noastră. 2. Uniunea Europeană și partenerii de dezvoltare au fost și sunt în continuare alături de dumneavoastră. Nu prin vorbe, nu prin sloganuri, nu prin, cum să spun, steaguri. Sigur, steagurile sunt foarte frumoase, dar prin fapte și prin exemple concrete care nu fac decât să contribuie la îmbunătățirea traiului dumneavoastră și al copiilor dumneavoastră. Punctul 3. Oamenii sunt importanți. Noi în România avem un proverb. Omul sfințește locul. Iar Feștelița este un astfel, primarul din Feștelița, și oamenii de aici sunt un astfel de exemplu. Pentru că nu numai că au avut ideea să acționeze pentru a îmbunătăți condițiile de trai aici, dar au și știut la ce uși să bată. Și apropo de uși, și apropo de idei, și apropo de parcurs, sunt aici, îmi face plăcere să reiterez și cu acest prilej faptul că România a fost, este și va fi alături de dumneavoastră. Iar dacă drumul dumneavoastră va merge către Uniunea Europeană, către România, vă asigurăm de faptul că susținerea noastră pentru dumneavoastră, cetățenii Republicii Moldova, poate să crească exponențial. Vă adresez felicitări cu această ocazie, vă încurajez să profitați din plin de proiectele care au fost până la urmă destinate și făcute de dumneavoastră, pentru că dumneavoastră pe platformele de cooperare, inclusiv pe platforma primarilor în cadrul parteneriatului turistic, inclusiv prin CALM, instituția responsabilă de cooperarea cu autoritățile locale, reprezentați modele pentru toți ceilalți. Felicitări tuturor, la mulți, mulți ani și multă sănătate! Mulțumim, excelență! Bineînțeles că contribuția partenerilor în acest proiect a fost destul de generoasă, pentru că nu ne-am fi descurcat de unii singuri și am avut nevoie și de suportul Guvernului Republicii Moldova, și de suportul Consiliului Raional Ștefan Vodă, și de suportul cetățenilor prin care am colectat o parte de resurse pe o platformă online. Și vreau să le mulțumesc tuturor pentru această generozitate. În special Agenției pentru Eficiență Energetică de la Chișinău, condusă de domnul Alexandru Ciurin, care ne-a ajutat și logistic și a modificat practic un șir de documente de stat ca să putem ajunge la realizarea de facto acestui proiect. Să-i mulțumesc și domnului președinte al raionului, Vasile Maxim, care au acceptat și ei să vină cu o cofinanțare, și să-l invit să ne spună câteva cuvinte de salut la acest eveniment destul de important pentru localitatea noastră.
prezenție domnilor ambasadori, stimate domnule primar, onorată asistență, vă spun bună ziua și vin cu un cuvânt de salut din partea Consiliului Raional, din partea conducerii raionului. Astăzi noi cu dumneavoastră suntem martori oculari la un eveniment de o importanță destul de majoră, atât pentru comunitatea Feștilița, cât și pentru raionul Ștefan Vodă în întregime, dar chiar și pentru întreaga țară. Implementarea acestor proiecte, cum a fost menționat, desigur că a fost posibilă cu susținerea majoră a Uniunii Europene, a surselor financiare din Uniunea Europeană, mai atât mai mult din țara soră din România, dar și Consiliul Raional, cum a fost menționat, a venit cu o contribuție modestă, ceva peste 500.000 de lei, dar atât de necesară la momentul când erau implementate proiectele. Eu vreau să spun că implementând aceste proiecte, localitatea Feștilița are de beneficiat foarte mult în îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Atâtea succese în exploatarea acestor edificii, modernizându-le prin implicarea eficienței energetice pentru reparațiile efectuate în aceste edificii, deci ele vor aduce doar beneficiu pentru localitate. Eu vreau să aduc sincere mulțumiri din partea conducerii raionului, din partea Consiliului Raional, mulți stimaților ambasadori, să aduc mulțumim domnului primar pentru durabilitatea sa, pentru insistența că doar implementarea acestor proiecte au fost posibile doar datorită insistenței domnului primar și muncii de zi de zi pentru a atrage aceste investiții. Și desigur că vă aduc cele mai sincere felicitări din partea conducerii raionului pentru succesele pe care le aveți, dumneavoastră, personal și tuturor cetățenilor din satul Feștilița. Vă doresc multă sănătate și mulți ani înainte și succese și pe viitor să realizați și mai multe proiecte. Și sunt convins că odată cu implementarea, cu acest succes, cu implementarea acestor proiecte, mai mulți primari, atât din raion cât și din Republică, se vor îmbolnăvi în sensul bun al cuvântului de aceste succese și vor depune eforturi pentru a implementa și în localitățile pe care le gestionează așa ceva, fiindcă este un lucru extraordinar de frumos și bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Iar acum o să vă rog să trecem în revistă, mai îngăduiți puțin să trecem în revistă procesul prin care am trecut noi în realizarea acestui proiect, să fac o mică prezentare pentru a pune în valoare tot ce am făcut noi pe parcursul acestor 3 ani și o să rog colegii să mă ajute. Așa cum am menționat, proiectul are denumirea de Centru de Excelență prin Pilotarea Tehnologiilor de Eficiență Energetică și a Surselor Demonstrative de Energie Regenerabilă în satul Feștilița. Adică avem contractul de grant semnat în 2017, perioada de implementare 2018-2021. Bugetul total cu care ne-am pornit în realizarea acestui proiect a fost de 800.000 de euro, din care grantul oferit de Uniunea Europeană este de 500.000 de euro, iar contribuția națională la acel moment, neidentificată încă, era de 300.000 de euro. Grație, așa cum am mai menționat, Guvernului Republicii Moldova și practic între acești 3 ani, să știți că au fost multe guverne, nu doar un singur guvern, am avut parte să doar începem negocierile cu un ministru al economiei și ajungeam peste o săptămână să fie alt ministru și iarăși la început trebuia să convingem autoritățile statului că proiectul este unul de anvergură și important pentru
nu numai pentru Republica Moldova, dar pentru a dovedi într-un fel că avem surse adiționale în vederea asigurării cu agent termic a instituțiilor publice. Primăria Feștelița a venit împreună cu Consiliul Regional cu 1.700.000 și 115.000 le-am colectat pe platforma de care vorbeam pe sprijine.md. Obiectivul de bază a constat în a contribui la realizarea politicii energetice, adică realizarea planului de acțiune asumat în cadrul Convenției Primarilor pentru Eficiență Energetică de la Bruxelles. Obiective specifice, asigurarea securității energetice, și iată că astăzi acest obiectiv ne arată cât este de important să asigurăm securitatea energetică în condiții de criză pentru zona în care se află Republica Moldova. Reducerea dependenței naționale de sursele importate, și de asemenea acest obiectiv s-a arătat a fi unul destul de important. Promovarea măsurilor de eficiență energetică și utilizarea tehnologiilor de bază. Ați văzut și dumneavoastră că toate s-au materializat și calitatea serviciilor în acest context s-a îmbunătățit. De asemenea, creșterea ponderii energiei regenerabile în realizarea obiectivelor de producere a agentului termic în instituțiile publice ale satului. Activitățile de bază a proiectului au constat implementarea a 5 subproiecte de infrastructură, și anume construcția parcului fotovoltaic pe care astăzi l-am inaugurat oficial, construcția 4 cazangerii pe biomasă, similare celei de la grădinițe, mai este și la gimnaziu și la casa de cultură. La primărie avem o alt fel de centrală termică bazată pe peleți, care de asemenea este pusă în funcțiune. Construcția iluminatului public stradal pe o lungime de 10 km la prima etapă, iar adițional, ca să mă refer iarăși la, doar la tot ce este legat de iluminat public, am contractat un credit de la Corporația de Finanțare Internațională NEFCO cu sediul la Helsinki, în valoare de 2.180.000 de lei, și practic am încheiat la nivel de 90-95% construcția rețelelor de iluminat public inteligent pe raza întregii localități, pe o lungime de peste 23 de kilometri. Adică au mai rămas câteva străzi, acolo unde urmează să fie schimbați pilonii care au o vechime de peste 50 de ani instalați odată cu conectarea localității la energie electrică. Adițional, am mai avut posibilitate din banii economisiți din rezultatul achizițiilor publice să asigurăm clădirile publice, primăria, școala și grădinița cu panouri fotovoltaice, care își produc energia proprie regenerabilă electrică. Plus la asta am termoizolat fasada primăriei și am creat centru educațional eco la grădinița de copii cu dotarea acestuia cu calculatoare. De asemenea, crearea centrului de reciclare și dotarea cu echipament pentru echipament de cusut și pentru combaterea, că având în vedere că suntem în pandemie, urma să realizăm obiective care să pună în activitățile noastre și asemenea activități. Vă rog, dacă se poate. Conform planului de acțiune privind energia durabilă, anul de referință 2011, în satul Feștelița erau emise estimativ 893 tone de CO2 anual. Conform calculelor noastre, în calitate de semnatar al convenției, ne-am angajat să reducă emisiile CO2 cu circa 179 de tone anual sau cel puțin 20%. În rezultatul realizării acestui proiect, estimarea reducerii a emisiilor de CO2 se ridică la circa 465 tone anual sau 52% comparativ cu anul de referință 2011. Iată, avem un tabel, un rezultat economiei energiei, beneficii economice în baza indicatorilor din rapoartele de audit energetic, studii de defezabilitate, adică rapoartele întocmite la
începutul acestui proiect, raportate la realizările care le-am avut, adică dacă e să luăm în resurse financiare, am avea anual o economie de peste 1 milion de lei, plus banii care vor veni pe contul întreprinderii municipale, a cărei fondator este Primăria Feștelița, pentru că autoritățile locale nu au dreptul să gestioneze un parc fotovoltaic. Cel care va gestiona este întreprinderea municipală Servicii Comunale Feștelița, care va gestiona parcul fotovoltaic, dar va prelua și în gestiune rețele de iluminat public pentru a achita energia electrică consumată de aceste rețele, va avea grijă de parcurile satului, inclusiv de cimitirul parohial. Mai departe, vă rog. Rezultatul și valoarea adăugată, adică am avut șansa să extindem rețelele de iluminat public cu creditul de la NEFCO. Termoizolarea fațadei gimnaziului și a primăriei satului Feștelița. Și adițional am avut un proiect finanțat de USAID, prin care am renovat sala de sport și sala de festivități la gimnaziu. Dar care a fost avantajul? Am folosit ca contribuții la proiecte respective, adică urma în proiect finanțat de USAID să găsim 20% contribuție. Noi am reflectat ca contribuții proiectele venite de la Uniunea Europeană, adică am făcut sinergia acestor proiecte și practic am acoperit contribuția fără să facem efort în plus. Proiectul a inclus toate componentele, finanțare bugetară, grant și inclusiv credite asumate, pentru că creditul față de NEFCO este un credit asumat în lei moldovenești la 3%. Am fost prima autoritate locală din Republica Moldova care am dat start acestor credite oferite de NEFCO, care după noi deja am înțeles că lumea încearcă să beneficieze de aceste avantaje destul de bune la acest moment, când inflația în Republica Moldova este mai mult decât dobânda care o plătim noi la acest credit. Ca inovații, sinergia donatorilor internaționali, naționali și locali, adică ne-am pornit cu un singur cofinanțator, cum este Uniunea Europeană, și am ajuns să atragem mai mulți cofinanțatori, inclusiv împrumuturi asumate. Metodologia, adică grant, credit, contribuții locale, adică s-a sinergizat aceste lucruri. Aplicarea online și implicarea populației la cofinanțarea proiectului. Vreau să vă spun că practic toate persoanele din toate colțurile și din America și din țările europene au contribuit la acest proiect, bani care au fost utilizați la crearea atelierului ECO. Crearea asociației băștinașilor din satul Feștelița s-a produs în acest moment și am consolidat diaspora plecată de aici în afara țării. Performanțele care au fost, cred că le-ați văzut și dumneavoastră azi, este prima primărie care a abordat în complex cap-coadă măsurile de eficiență energetică. Are în gestiune un parc fotovoltaic, suntem unica autoritate publică locală de nivel 1 care are în gestiune un parc fotovoltaic și are toate 4 instituții publice eficiente din punct de vedere energetic, lucruri care deja noi le vedem pe viu odată cu intrarea în sezonul rece al anului respectiv. Mulțumim partenerilor pentru susținere, mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați oferit atâta încurajare pentru a activa în viitor și în final vreau să-l rog pe domnul Alexandru Ciudin să vină cu câteva recomandări legate de implementarea acestui proiect și ce ar recomanda altor autorități care le avem aici
ca oaspeți din alte localități. Excelența noastră, domnule ambasador al Uniunii Europene, domnule ambasador al României, domnule primar, stimată audiență, în primul rând vreau să mulțumesc pentru această oportunitate de a participa la acest eveniment. În al doilea rând vreau să mulțumesc domnule primar pentru această oportunitate de a face parte din acest proiect, fiindcă îmi aduc aminte cu 3 ani în urmă, cred că numai domnul primar și domnul Dumitru aveam încredere că acest proiect poate fi realizabil. Cum a menționat și domnul primar, practic era necesar și modificarea cadrului normativ, era necesar implicarea tuturor autorităților la nivel central pentru a putea cofinanța acest proiect. Pornind la faptul că Republica Moldova importă circa 85% din resursele primare de energie și practic jumate din cantitatea de gaze pe care noi o importăm o utilizăm la producerea energiei electrice, dezideratul Uniunii Europene, precum că mai întâi eficiența energetică, eu aș parafraza-o și aș continua-o că pentru Republica Moldova unica șansă de a face față acestor amenințări la adresa securității energetice ar fi să investim în eficiența energetică. Cum a menționat și domnul primar, în 2018 noi eram abia la început de cale în a implementa proiecte în domeniul regenerabililor. Per ansamblu, ca să înțelegem că astăzi avem un parc fotovoltaic de 300 de kW, în 2018 aveam 2-3 parcuri, putem să le numărăm pe degete, cu o putere totală instalată de 1,5 MW. Și cum vă spuneam, ceea ce ne părea imposibil, iată că am ajuns astăzi să putem culege și roade. Ca recomandări și altor autorități, bineînțeles, cred că, cum a fost și menționat de antevorbitorii mei, o mare parte a succesului o are domnul primar, echipa care l-a ajutat. Nouă, ca autorități centrale, avem nevoie de asemenea echipe, avem nevoie de inovații, avem nevoie de inițiative către astfel de proiecte și nu în zadar, cu ajutorul partenerilor noștri din Uniunea Europeană, inclusiv și Guvernul României, practic la ora de astăzi avem implementat în Republica Moldova circa 500 de proiecte care prevăd măsuri de eficiență energetică. Eu vă mulțumesc, domnule primar, încă o dată felicitări și eu sper că și alte autorități administrative vor prelua această experiență. Mai avem încă o experiență foarte remarcabilă, este și experiența Consiliului Rănal Creuleni, care probabil în viitorul cel mai apropiat vor lansa un proiect de 2,8 MW de panouri fotovoltaice. Este un proiect finanțat de către un proiect de asistență tehnică finanțat de către guvernul chinez. Vreau să remarc aici o ultimă idee. Noi, ca Republica Moldova, facem primii pași spre o tranziție energetică veritabilă. Țările Uniunii Europene de acum sunt câțiva pași înainte. Problema până nu de mult a Republicii Moldova a fost cadrul legal. Iată că în anul 2018 am ajustat cadrul legal cu privire la producerea energiei din surse regenerabile. Am fost prima țară care a transpus în legislația națională directiva europeană cu privire la eficiența energetică prin legea 139 din 2019. Problemele care sunt pe domeniul vizat țin de mecanisme de finanțare și încrederea investitorilor străini în aceste investiții. Iată, eu consider că este o oportunitate foarte bună pentru investitorii străini de a fi asigurați că în Republica Moldova se poate de construit, se poate de investit în domeniul regenerabililor și inclusiv prin exemplele autorităților administrative. Asta ne va ajuta ca să dezvoltăm în continuare acest domeniu. Vă mulțumesc! Vă rog să-i mai îngăduiți puțină răbdare și având în vedere că este reprezentatul Corporației de Finanțare NEPCO, să vină cu câteva recomandări pentru primarii
care ne asistă în această sală. Mulțumesc. Bună ziua! Sper că n-o să vă rețin foarte mult. Eu, din partea Corporației de Finanțare a Țărilor Nordice, vreau din tot sufletul să felicit satul Feștelița și să zic că prima noastră colaborare în Republica Moldova a avut sau este de bun augur. Da? Este un proiect la care nici nu am putut visa, de fapt, era... La prima etapă era un deziderat foarte mare să găsim un partener pe măsură în baza căruia să demonstrăm că finanțarea mixtă, unde există și grant, unde sunt și surse comerciale, este posibilă în Republica Moldova și grație domnului primar, care este o persoană excepțională și aici nu vreau să fac un exces de zel în sensul ăsta, vreau să zic că ceea ce vă spuneam și atunci când am vizitat atelierul dumneavoastră, că dacă în Republica Moldova ar exista cel puțin 50% din primari, așa cum sunteți dumneavoastră, Republica Moldova ar înflori. Și eu, ca și cetățean al Republicii Moldova, mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să se întâmple și să se întâmple în perspectiva vieții mele, cel puțin. Din punct de vedere organizațional, aș spune că am avut parte de o colaborare extrem de interesantă și vreau să vă felicit și să vă mulțumesc pentru această colaborare strânsă și foarte profesionistă. Aici mă refer și la domnul primar, dar și la echipa proiectului, domnul Dumitru, care a fost, de fapt, persoana care a venit cu ideea să atragem această finanțare în Feștelița, deoarece proiectul avea nevoie de un suport financiar suplimentar pentru a fi realizat și deci, în final, am ajuns unde suntem. Eu, din punct de vedere al finanțării, aș vrea să sugerez celorlalte administrații publice locale că Republica Moldova este o țară mai săracă, dar noi nu știm cât de bogați suntem. Vreau să zic că asistența financiară gratuită este limitată. Ea niciodată nu va rezolva problema tuturor. Este o modalitate prin care frații noștri mai mari încearcă să ne arate cum trebuie făcute lucrurile. Iar mai departe, odată realizate, să le facem din surse proprii sau din surse mixte. Adică să atragem atât granturi, dar și surse financiare care să poată fi plătite, care sunt pe măsură buzunarului nostru. Și de asta vreau din tot sufletul să vă sugerez și să vă spun că suntem alături de dumneavoastră, ori de câte ori va fi nevoie. NEFCO și-a propus să lucreze în Republica Moldova într-un format destul de mare. Avem pe lista noastră câteva proiecte deja care se derulează și suntem în așteptarea că lucrurile vor lua o întorsătură pozitivă pentru Republica Moldova și vom merge spre Uniunea Europeană, unde și natural să mergem. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună în continuare. Da, mulțumesc, domnul Zaharia. Iar acum o să vă rog să privim un filmuleț despre proiectul nostru și cu asta o să încheiem partea oficială Realizări de ultimă oră în domeniul eficienței energetice cu sprijinul Uniunii Europene în Republica Moldova. Zece tipologii de subproiecte bazate pe tehnologii de eficiență energetică și de utilizare a surselor de energie regenerabilă. Iluminat public stradal și sistem de monitorizare și dirijare inteligentă. Parc fotovoltaic. Trei sisteme fotovoltaice de tip on-grid instalate la grădinița de copii, gimnaziu, primărie. 4 cazangerii pe bază de biomasă la grădiniță, gimnaziu, primărie, casa de cultură. Sistem de colectoare solare cu tuburi vidate pentru încălzirea apei calde menajere la grădinița de copii. Plantație de culturi energetice. Eficientizarea energetică a edificiului primăriei.
construcția sălii de ședințe a Centrului de Excelență în Eficiență Energetică și dotarea cu echipament de monitorizare a performanțelor instalațiilor de eficiență energetică din comunitate. Crearea Centrului Educațional de Instruire ECO la grădinița de copii și dotarea acestuia cu 6 calculatoare. Crearea atelierului de creație și reciclare ECO Feștelița și dotarea acestuia cu echipament de cusut. Unicul model comunitar de excelență în eficiență energetică din Republica Moldova. Prima localitate inteligentă energetică din țară. Singura localitate cu 3 instituții publice funcționale conform standardului NZEB. Consum de energie aproape zero. Impact imediat asupra mediului. Formulă inovativă de finanțare în cadrul proiectului Grant plus contribuția națională plus credit. Beneficii economice. Peste 100 de activități de mobilizare comunitară și campanii ecologice organizate. 3.000 de feștelițeni beneficiază de condiții mai bune de viață. Proiectul Crearea Centrului de Excelență prin pilotarea tehnologiilor de eficiență energetică și a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feștelița. Susținut financiar de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE, Convenția Primarilor, proiecte demonstrative. Și bineînțeles, o să dau cuvântul reprezentantului Convenției Primarilor pentru Eficiență Energetică în țările parteneriatului estic. Ian, te rog să spui câteva cuvinte. Здравствуйте, меня зовут Ян Вандерс. Я программ-менеджер для командной поддержки, который поддержал проект здесь, Feștelița, имплементация этого проекта. Мы тоже поддерживаем два других проекта, Молдова, один в Калараши и один в Кантемир. Эти два проекта тоже уже почти закончили, и мы будем закрыть, я надеюсь, ноябрь. Мы сегодня здесь, потому что 2013 лет мэр и Feștelița подписали соглашение мэров. И, может быть, не все еще люди знают, что такое соглашение мэров. Это инициатив, где муниципалитеты мэров подписывают соглашение, и они у него есть это подписать как commitment, что они будут поменьшить энергозатраты 30% и тоже поменьшить выбросы CO2 на 30% до 2030 года. Европейская Уния очень поддерживает этот инициатив. На всем мир там больше чем 10 тысяч городов участвуют в этом инициативе. И 2011 год мы начали здесь тоже в Молдове работать. Что Европейская Уния видела, чтобы это проблема для маленьких и средних городов сам реализовать такие проекты. Самый первый, потому что деньги – это проблем, и второй – людские ресурсы – это проблем. И поэтому Европейская Уния начала программа COMDEP, сокращение меров демонстративных проектов, чтобы поддержать маленькие и средние города. Первый конкурс Feștelița не участвовал, второй конкурс Feștelița участвовал и сразу выиграл грант. Был очень амбициозный проект. Я с самого начала я думал, ну, если они успеют делать, я был очень рад. И, ну,
как сказать, я больше чем рад, что здесь город Фешлита делал. Не только что должен делать, еще дополнительные активности. Там дополнительное финансирование был разный ООН и НЕФКО, и, конечно, агентство энергоэффективности. Ну, просто для меня был суперпроект, и очень важно, ну, чтобы мы здесь видели, 1 миллион евро нужно, чтобы уже делать цель по поменьшить CO2 30 или здесь даже 50%. Если каждый муниципалитет Молдова это делал, уже Молдова делал свой коммитмент для международной на сокращение Парижа. Я просто очень рад с этим проектом. Очень много делал, очень разные, не только садик или не только школа, как много наших проектов, которые мы финансируем. Просто много разных технологий. И супер просто. Я хотел Дима, Дмитру, очень-очень огромное спасибо, что ты делал, и чтобы ты помог город Фешлита делать этот проект. И я хотел пригласить мэр Фешлита, маленький подарок, официальное сокрытие проекта. Mulțumesc mult, Ian. Cu această parte a festivă este finalizată. Vă mulțumim tuturor pentru participare și continuăm deja într-o ambianță mai prietenească, doar noi, fără transmiterea online. O să vă rog puțin, vă rog foarte mult.